Dorești să activezi oferta pentru numărul 075. Hai, iubi, ce faci? Eu sunt gata. Dar stai că încerc să-mi activez netul de jumătate de oră. Da, vreau să-mi activez oferta mea pentru numărul meu de către mine. Te rugăm să confirmi pe un ton civilizat. Da. Te rugăm să confirmi non-ironic. Da? Hai, iubi. Ce zodie ești? Cui îi pasă de zodii? Zodiile nu sunt reale. Ce zodie ești? Baby, ce zodie îs? Gemeni cu ascendent în fecioară. Ascendent în fecioară? Nimeni nu-i pasă. Gemeni. Ce ascendent? Ascendent în fecioară. Următorul pas. Datorită acestor argumente, Enigma Otiliei este un roman balzacian. Răspuns corect. Oferta este a ta. Imediat ce te îmbraci într-o buburuză și dansezi pe stradă un cântecel. S-o crezi tu că în viața asta eu sunt o buburuză, am buticul mic. Dau din aripioare câte un pic. Ok, am făcut și asta. Tot. Poftim? Tot cântecelul. Am și o codiță, zbor după parfum. Dau din aripioare, zum, zum, zum. Asta a fost ultimul lucru pe care îl mai fac. Ok, am respins invazia ciborgilor. Ce urmează? Ok, am împăcat un scorpion cu un berbec. Ce altceva? Ok, am devenit primul român de pe lună. Unde ai fost? Ce ai în cap? Am găsit tratamentul pentru chilie. Următorul pas. Pune-mă pe speaker. Nu-i așa că vrei să schimbi Facebook-ul din Matei Dima în Matei și Alina Dima? Aaa, drăguț. Ce atâta net? Când avem pereții ăștia albi de care să ne bucurăm și conexiunea asta dintre noi plus oxigen. Și câte planete nu au oxigen? E oribil! Hai, nu face fața aia! Am fost până pe lună, am salvat omenirea și acum vrei să fac și asta pe bune. Am și eu o limită.